Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sălaj, Lucian Jacodi, incidentul a avut loc în cursul după miezii de luni, 15 iulie, pe un teren situat între localitățile Ip și Porți. Bărbatul în vârstă de 69 de ani, deloc din Ip, se afla la volanul unui tractor, iar la un moment dat, cel mai probabil din cauza denivelărilor terenului, tractorul s-a răsturnat, iar bărbatul a fost prins sub greutatea lui. Un localnic aflat în zonă a văzut incidentul și a sunat imediat la 112. La fața locului au ajuns în scurt timp pompierii gărzii de intervenție în Ușfalău din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj și un echipaj SMURT care au scos victima de sub utilaj, însă în ciuda manevrelor de resuscitare, bărbatul de 69 de ani, deja decedat, nu a putut fi readus la viață.